Deci arta tradițională, principiile, rolul și simbolismul actului creator, eveniment prilejuit de lansarea cărții Principiile artei tradiționale de Ananda Kumaraswamy. Carte publicată în colecția Filosofia Perennis a editurii Herald. Invitații noștri din această seară: Carmen Chifiriuc, profesor universitar doctor la Facultatea de Biologie, Universitatea București, membru și lector la Asociația Culturală Noua Acropolă, și le mulțumim pe această cale pentru că ne-au ajutat cu lectori foarte buni. Andreea Tincea, senior editor, editura Herald. Carmen Coțovanu Pesantes, coregraf de dans clasic indian, specialist în cultura și civilizația indiană, Centrul de Artă Euterpe. Și nu în ultimul rând, domnul profesor Teodoru Ghiondea, curatorul colecției Filosofia Perennis. Pentru început, aș vrea să o rog pe colega mea, pe Andreea Tincea, să ne vorbească puțin despre autor, despre Ananda Kumaraswamy, despre această carte, Principiile artei tradiționale, de ce își găsește ea locul în colecția Filosofia Perennis. Sunt parte din echipa editurii Herald, de această dată parte din echipa din spate, pe care foarte puțin din publicul larg o văd și o recunosc ca fiind, de fapt, covorul roșu, care se întinde înaintea unei apariții editoriale cum este aceasta. Cred că suntem microfon lângă microfon și de asta face microfonie. Ok, hai să vedem. Sunt parte din microechipa care a adus pe lume. Sunt parte din mica echipă care a dus pe lume această carte. Este vorba odată de traducătorul acestei cărți, Alexandru Anghel, și de persoana care a propus, de fapt, o astfel de apariție la editura Herald. Sunt parte din echipa coordonată de domnul profesor Teodor Ghiondea, cel care și coordonează colecția Filosofia Perennis. Cartea a trecut, iată, și printr-un al treilea filtru, care sunt eu, ca și redactor intern. Am mai avut parte și de o corectură. E un proces pe care țin să-l menționez de câte ori este posibil, pentru că de cele mai multe ori ne oprim asupra traducătorului și nu suntem conștienți de toată munca din spatele apariției unei cărți, și vreau să-i fac o astfel de reverență tuturor celor care au lucrat la această carte. Îmi revine mie funcția de a o prezenta pentru început. Este o apariție în colecția Filosofia Perennis, care îl cinstește pe Kumaraswamy. Este prima dată când în colecția Filosofia Perennis, alături de René Guénon și alte câteva nume importante ale acestei tradiții, Filosofia Perennis, ale școlii tradiționale, apare și Kumaraswamy. De ce? Și câteva minute mai devreme, la emisiunea pe care o prezintă Sorin Lucaci, PR-ul editurii Herald, la Canal 33, am stat puțin de vorbă despre treaba aceasta. Vorbim despre un tânăr care s-a născut în Sri Lanka, undeva la finalul secolului al XIX-lea, dintr-un tată srilanchez și o mamă de origine britanică. Atunci când are 2 ani, Kumaraswamy, tatăl său dispare din viața lui, moare. Acesta se întoarce în Marea Britanie alături de mama sa, urmează studiile școlare acolo, încheie studiile universitare la Londra. Bineînțeles că marea căutare, marele lui parcurs de descoperire de sine și parcursul care îl va și aduce în fața întregii planete cu munca pe care el a făcut-o, a început după acest moment, la terminarea studiilor universitare, se căsătorește și se întoarce în Sri Lanka pentru a descoperi sau redescoperi mai precis în el acea bucată care a rămas tăcută o perioadă bună din viața lui. Se întoarce în Sri Lanka și din acel moment tot ceea ce a însemnat avântul lui către a descoperi valoarea culturală și artistică a Indiei și a Indoneziei, a civilizației estice, incluzând aici și partea budistă și partea până la urmă de islam, fac parte din interesele lui principale. Un fapt picant este că prin intermediul femeilor pe
care și le-a alăturat ca și partenere de viață în această viață, Umara Swamy reușește să ajungă peste ocean în America, unde pledează pentru o apropiere și un lucru intens cu artiștii din acest continent, pentru că, așa cum spunea el, cel care poate să spună cât de valoroasă este opera artistică nu este criticul, ci în sine cel care a creat, un alt artist. Este foarte apropiat de domeniul artei, reușește pe la 1917 să scoată o primă carte de istoria artei, cândva de-a lungul vieții devine curator al Muzeului de Arte din Boston, este invitat în Europa să fie curator pentru alte expoziții, toate având acest punct comun și anume competența lui, iubirea și aplecarea pentru a descoperi lumii occidentale arta din Est. De altfel, Umara Swamy este și recunoscut nu doar de către René Guénon, ci în general de către cei care i-au înțeles importanța artei pe care el a creat-o, a scrierilor sale filozofice și antropologice, aș vrea să spun, ca cel care a făcut puntea între Est și Vest. Ce este Umara Swamy parte din această colecție? Domnul Ghiondea cu siguranță o să puncteze și legătura importantă dintre René Guénon și Umara Swamy, ca să putem să recuperăm și această parte din viața lui. Foarte pe scurt, ca să pot să dau microfonul mai departe, cum spuneam și în emisiunea de astăzi de la televizor, este o carte nu de filozofia artei, așa cum am fi înclinat să credem atunci când o răsfoim. Este o carte compusă din mai multe eseuri de filosofia artei, într-adevăr, pe care Umara Swamy le-a scris de-a lungul vieții, însă care face cinste mai multor tipuri de public. Pentru cei care fac artă, și avem alături de noi în această seară oameni care fac artă, pe lângă serviciul public de cultural pe care îl oferă, în această carte o să regăsim cunoaștere. Pentru cei care sunt doar intelectual atrași de acest proces artistic sau care poate sunt într-un proces de studii în acest sens, de filosofie artei, de estetică, aici o să găsească un fundament al faptului că acest act creator și artistic nu apare din senin, că el este parte din fiecare dintre noi și că are o istorie și un parcurs absolut logic care ar trebui până în zilele noastre să fie adus la suprafață și cinstit, ca să spunem așa. Pentru cei care nu sunt nici creatori, nu sunt nici într-un proces intelectual de studiere a artelor sub nicio formă, sunt pur și simplu oameni curați care au auzit cel puțin odată în viața lor faptul că viața este un pic mai mult decât lucrurile pe care putem pune mâna și pe care le putem delimita. Pentru aceia dintre noi care au avut cel puțin odată în viață intuiția că trăim într-un proces mai profund decât cele trei dimensiuni, cartea aceasta este o reconfirmare în acest sens. Așadar, nu este o carte de filosofia artei, este o carte de reamintire a faptului că, da, trăim în 2019 și îndrăznesc să-l citez astăzi pe domnul Teodor Ghiondea, suntem într-o cultură care are extrem de mare nevoie să-și reamintească ce este cultura. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Andreea! Lui Ananda Umara Swamy, istoric al artei și reprezentant al școlii tradiționaliste, îi se datorează înțelegerea artei indiene de către lumea occidentală. Arta indiană are rădăcini adânci în mitologie și tradiție, ceea ce o deosebește de cea aparținând altor spații culturale, se consideră a fi de origine divină, are ca scop ascensiunea spirituală și contopirea sinelui cu divinitatea. Sublinează importanța naturii în viața individului, este o artă figurativă care se bazează pe simbol. Exprimă tradiția, nu doar personalitatea artistului, ne scria în urmă cu o săptămână, jumătate, două săptămâni, Carmen Coțovanu Pesantes într-un testimonial pe care ni l-a trimis referitor la Ananda Umara Swamy și la cartea Principiile artei tradiționale. Carmen, ce ne poți spune despre această carte despre autor? Mulțumesc! Bună seara! Bine ați venit la Editura Herald! Sperăm ca apariția acestei cărți să vă incite interesul nu doar pentru arta orientală, ci pentru arta în general, pentru că Ananda Umara Swamy este un deschizător de drumuri și cel care, așa cum spunea Andreea mai devreme, a făcut cunoscută arta orientală, în special arta indiană, în Occident.
care părea ermetică, dar iată, prin intermediul unui exeget, prin intermediul unui ermeneut, care a descoperit și a scos la iveală textele sacre indiene, iată că această artă a devenit cunoscută și Occidentului. Ananda Kumaraswamy spunea că, de fapt, adevărata întâlnire a două lumi, a două spații culturale diferite, nu a fost, de fapt, drumul mătăsii, întâlnirea geografică, ci întâlnirea spirituală dintre două spații diferite, Orient și Occident. Și pentru că Sorin a citat câteva principii ale artei indiene, acela care o fac unică între toate artele lumii, este sacralitatea, originea divină, apropierea de natură, faptul că artistul se ascunde în spatele operei, pentru că opera se consideră a fi, de fapt, harul și darul divinității. Și din acest motiv, orgoliul, ego-ul, trebuie să stea în spate. Este o lecție pe care artiștii și ermeneuții din zona orientală ne învață. Pentru că orice confluență, acest pod care se creează, această punte de legătură care se creează între două lumi, înseamnă, de fapt, o nouă creație. Iar în ceea ce privește conceptele, o imagine cu totul și cu totul deosebită, de o frumusețe rară și care este un simbol de fără al artei și spiritualității indiene, este dansul zeului Shiva. Pe lângă această carte, așa cum a menționat Andreea, Ananda Kumaraswamy a scris enorm, peste 600 de volume, în limba engleză, vorbea peste 30 de limbi, pornind de la limbile clasice și, bineînțeles, până la limbile moderne și limbi de circulație. Și, desigur, prin acest intermediu al comunicării al artelor, a făcut posibilă această punte de legătură între două spații. Și vă spuneam că cea mai frumoasă imagine pe care el o exemplifică este imaginea dansului zeului Shiva. Este un volum care se numește chiar așa, Dansul lui Shiva, 14 eseuri, așa cum această carte conține o colecție de articole despre artă, despre arta din întreaga lume, despre arta universală, așa acel volum vorbește despre dansul lui Shiva ca ciclu etern al nașterii, renașterii, al morții, disoluției și revenirii. Dacă ați văzut și cu siguranță ați văzut statuile, picturile, dansurile clasice indiene, ați ascultat muzica, veți recunoaște acel cerc în care zeul Shiva, cu brațele deschise, cu petele în vânt, dansează, tocmai recreind într-un ciclu etern lumea, pentru că el distruge răul și recreează pentru a deschide o nouă lume. Acest lucru se întâmplă, de fapt, în toate artele, dar poate că Occidentul nu a conștientizat atât de mult acest concept atât de sublim. Iar zeul Shiva este denumit aici Nataraj, pentru că Nata este drama, arta, iar Raja înseamnă rege, stăpân. Și simbolul lui Shiva Nataraj, zeul dansului cosmic, este una dintre cele mai frumoase imagini pe care o întâlnim în întreaga artă indiană. El dansează, vă spuneam, înconjurat de un cerc de flăcări, o aură, într-un balans care reprezintă dualitatea, pentru că brațele sale sunt reprezentate patru, de două ori apare mâna dreaptă, de două ori mâna stângă. În stânga poartă o flacără, care înseamnă cunoașterea. Cu dreapta oferă binecuvântare, așa cum vedem în iconografia creștină și în toate imaginile iconografice, în toate culturile și religiile lumii. De asemenea, poartă în jurul brațului drept un șarpe, care înseamnă, de fapt, tot cunoașterea, așa cum vedem în ADN-ul nostru, acel șarpe, cunoașterea vieții. În mâna dreaptă are o tobă care se numește Damaru și care are forma unei clepsidre, de fapt reprezentând timpul. Și desigur, uneori, în jurul gâtului are încolecit un șarpe care reprezintă trecutul, prezentul și viitorul. Sunt multe simboluri care apar în arta indiană. Iar zeul Shiva, așa cum este reprezentat și Buddha în budism, stă pe un lotus. Piedestalul său este un lotus, floarea cunoașterii. Este floarea care se naște din noroi și prin actul artistic, prin frumusețea creației, se desface.
face într-o floare de o frumusețe rară. Noi vorbim în ceacrele indiene despre deschiderea celea de-a șaptea ceacră, lotusul cu 1000 de petale. În momentul în care cunoașterea devine divină, atunci apare iluminarea, așa cum a apărut la Buddha, și acel concept de nirvana, eliberarea sufletului, pe care cu toții îl dorim, chiar într-o lume măcinată de conflicte, indiferent că sunt în domeniul politic, social sau cultural. Este una dintre imagini. Mulțumesc și mult! Mulțumesc, Carmen Persantes! Ananda Kumaraswamy este recunoscut în prima jumătate a secolului 20 drept unul dintre principalii promotori ai legăturii dintre filozofia occidentală, special Plotin și Platon, și cea orientală. Întreaga sa gândire stă sub semnul a ceea ce numea filozofia perennis, înțelepciune ancestrală care nu poate fi redusă nici la un pur sistem filosofic, dar nici la religie sau teozofie. Ea transcende timpul și atestă în fapt adevărul comun al tuturor lucrurilor, ființelor și realităților. În 1979, în istoria religiilor, tot Mircea Eliade era cel care le recunoștea lui Ananda Kumaraswamy și Henri Corbin capacitatea de a fi intuit criza spirituală a Occidentului și, în consecință, de a fi pus în evidență valabilitatea unor principii și filozofii de origine orientală pentru omul modern. Interesul pentru arta indiană a persistat întreaga sa viață, iar Mircea Eliade îl vedea ca pe un prim stadiu al preocupărilor sale hermeneutice. Doamna Carmen Chifiriuc, aș vrea să ne spuneți dacă putem vorbi în această carte, dacă transpare din această carte, faptul că există un soi de antiteză între sacrul din tradiția, cultura, civilizația, spiritualitatea orientală și ceea ce regăsim noi la omul modern, omul contemporan, vorbind despre Occident. Dacă putem vorbi despre o alienare a omului modern occidental în ceea ce privește tradiția autentică primordială. Mulțumesc mult! În primul rând, sunt onorată că am participat la acest eveniment. Mi-am plăcut extraordinar de mult cartea și, citind mai mult așa despre biografia lui Kumaraswamy, n-am putut să nu observ că și-a început cariera ca geolog și biolog, culmea că eu vin de la Facultatea de Biologie din Universitatea din București, dar din 99-2000 fac parte, sunt membru al Asociației Culturale Noua Acropolă, care cumva se aseamănă așa cu ca filozofie și ca ceea ce propune, cu ce propune și Kumaraswamy. Deci, practic, noi la Facultatea, la această asociație culturală, încercăm să renodăm firul reperelor clasice din Orient și din Occident și să demonstrăm că, după ce am dat la o parte, să spunem așa, coaja aia timpului, găsim acolo o esență care încă mai este utilă omului contemporan. Revenind la întrebarea dumneavoastră despre o antiteză între, haideți să spunem, cultura tradițională și cultura actuală, într-adevăr, mai ales în cazul operei lui Kumaraswamy, eu consider că există o antiteză foarte abruptă, foarte acută și de aceea cumva decide să readucă în fața oamenilor aceste, să reactualizeze aceste valori atemporale cuprinse în filosofia perennis și să le ofere ca o cheie de decodificare, de reactualizare, de purificare a formei de artă pe care o abordează omul modern. Dar totuși nu putem să-l separăm pe autor de epoca în care a trăit. Era o epocă destul de grea, era vorba de înclinarea oricărei forme, înclinația oricărei forme de artă către criteriul utilitarist, lipsită de orice fel de înfrumusețare, să spunem, și nu era vorba doar de faptul că arta nu mai reprezenta frumosul, nu mai reprezenta adevărul, nu mai reprezenta armonia, ci nici omul căruia îi se adresa nu mai avea canalele, nu mai avea ferestre deschise către a percepe arta și adevărata ei valoare. Și plecând de aici, aș vrea să accentuez cât de mult mi-a plăcut că în primul eseu din această carte am observat că în limba engleză primul eseu, deși
lui, definește foarte clar și în mod foarte particular termenii pe care îi va utiliza atunci când va vorbi despre această artă tradițională. El vorbește despre mimezis, despre imitare și apoi definește așa de frumos ce înseamnă imitare și cum imitarea nu este o copie, ci este o reprezentare pur personală a unui adevăr, a unui arhetip până la urmă. Arhetipul fiind, arhetipurile fiind definite cu termeni, desigur, cu cuvinte diferite, pentru că se adresează unor oameni cu psihologie diferită, în diferite culturi, dar în principiu arhetipurile sunt imaginile adevărate ale lucrurilor. Iar artistul este cel care captează aceste imagini adevărate ale lucrurilor și le dă formă. El are un material pe care îl prelucrează și, cum spune foarte frumos autorul, materialul ăsta nu are formă. Este, cum s-ar spune, urât, adică este predispus la înfrumusețare. Pentru că în momentul în care îi se dă o formă, el va fi înfrumusețat. Dar pentru asta, artistul trebuie să se pregătească să capteze această imagine. Și această pregătire presupune purificare, presupune contemplație. Și un rol important aici îl are inspirația. Așadar, da, artistul are o sensibilitate deosebită, recepționează acest arhetip, dar pentru a nu se abate, să spunem așa, de la adevărul cuprins acolo, are nevoie de o formație, are nevoie de foarte multă cunoaștere, pentru că spune autorul foarte frumos, nu poți să reprezinți un principiu dacă nu l-ai trăit. Și apoi ne dă exemple în arta budistă, în artizanatul shakerilor, ne dă exemple despre cum se pregătește artistul pentru a putea capta și pentru a putea reprezenta cât mai bine acest arhetip. Cum este nevoie de această purificare, cum este nevoie ca autorul să trăiască până la urmă în acord cu niște principii și aduce așa un mod foarte natural în discuție dintr-o dată cele patru virtuți platonice și le integrează așa de bine de parcă sunt de acolo. Și apoi aduce așa de frumos în discuție ideea lui Plotin despre mișcarea ascendentă și descendentă a sufletului și el spune că dacă mișcarea descendentă cumva, deci de coborârea spiritului în materie, este ușor de înțeles, deoarece materia atrage spiritul, este mai greu de înțeles și mai greu de realizat mișcarea ascendentă, de întoarcerea sufletului la esență. Și el spune că arta ne poate ajuta, este un canal prin care noi putem să urcăm și prin care sufletul nostru se poate purifica și se poate contopi, dacă vreți, cu jumătatea lui divină, că de multe ori se vorbește peste tot, că sufletul nostru are această, este răstignit, să spunem așa, în sensul cel mai frumos al cuvântului, între spirit și corp. Și are natura asta de conglomerat și cumva de aceea este și greu să-și găsească echilibrul, să-și găsească liniștea. Și tot timpul are tendința de a se duce fie mai aproape de materie, fie mai aproape de spirit. Și revenind la întrebarea dumneavoastră, cred că au existat în istoria umanității perioade în care sufletul uman a fost mai aproape de materie, așa cum există perioade în care este mai aproape de spirit. Ideea este că tot timpul, cumva, noi avem nevoie de aducere aminte. Și din nou revin la această carte, la această culegere extraordinară care ne aduce aminte, dar nu doar ne aduce aminte, ne oferă repere și ne oferă o metodă științifică. Mi-a plăcut extraordinar de mult și mi s-a făcut foarte originală asimilarea dintre opera de artă și opera retorică. La un moment dat definește ce este retorica antică. Retorica antică este mijlocul prin care retorul transmite adevărul nealterat, pentru că are etos, pentru că impune prin caracterul său, prin modul său de viață, pentru că are cunoaștere, are logos, dar pentru că se poate adresa și emoțiilor auditoriului, pentru că are patos. Și el spune, asta este diferența între retorica clasică adevărată și sofisme. Sofistul poate să spună și să te convingă de orice, nu? Dar asta nu are nicio legătură cu adevărul. Arta adevărată trebuie să ne conecteze la adevăr și spune el foarte frumos, parafrazându-l cumva pe Platon, de ce să nu folosim arta nu ca pe un mic dejun adresat simțurilor, ci ca pe un ospăț adresat rațiunii. Pentru că el accentuează faptul că atâta vreme cât arta rămâne doar la nivel, este percepută doar la nivel de simțuri, ea poate să se transforme, să spunem așa, într-un
tăcerii și mai puțin într-un instrument de cunoaștere. Și până la urmă, cunoașterea și utilizarea rațiunii și elevarea intelectului, practic ajută sufletul să se apropie de arhetipuri. Eu mi-am notat aici, am trecut așa prin toate eseurile care sunt prezentate aici, sunt un regal. Cumarasoamea, când este să citești o operă care tratează profund un subiect, poate să fie extrem de greu de citit și de urmărit, pentru că el se documentează foarte bine. Este un om de știință adevărat și prezintă foarte multe referințe bibliografice, dar nu numai că le prezintă, le comentează și pe acelea. Are propriile sale contemplații referitoare la izvoarele pe care le-a utilizat. Dar aceasta este o carte care cumva deschide niște ferestre. Este o carte accesibilă tuturor și care spune ceva și omului de știință, și istoricului artei, și filozofului, dar cred că poate să spună foarte multe omului obișnuit. Este așa cum spune chiar el la un moment dat, că încerc să-l citez cât mai mult ca să vă conving să citiți cartea. Această carte este, până la urmă, ne face să experimentăm ceea ce numește Aristotel uimirea, dar în filozofia și arta orientală se numește Samveda. Extraordinar de o stare de atingere, de zguduire. Opera de artă te zguduie, spune el așa cum calul intră în tensiune în momentul în care este atins de bici. Nu se pune, practic se pregătește, nu mai este relaxat, nu mai este pasiv. Intră într-o stare de tensiune, de concentrare, de atenție și așteaptă următoarea comandă. Așa și opera de artă poate să reprezintă această legătură, acest pas. Nu întâmplător a vorbit atât de mult și Platon despre artă, ca una dintre cele patru căi prin care umanitatea poate să evolueze, alături de știință, alături de religie și alături de politică. Arta este importantă și arta este legată de frumusețe și cine nu își dorește frumusețe în viață? Dar el accentuează, frumusețea nu înseamnă ornament artificial, frumusețea nu înseamnă prea mult, ci dimpotrivă înseamnă de multe ori simplitate și de aceea dă acel exemplu în eseul despre artizanatul șeicărilor, șeicării fiind o sectă creștină care cumva se separe, îi cred, în a doua venire a lui Hristos și se separă de lume și încearcă să își producă toate cele necesare traiului cu mâinile lor și cumva pentru asta caută să înțeleagă care sunt regulile artizanului universal care este Dumnezeu, astfel încât să nu se abată de la ele în operele de artă pe care le creează. Și primul criteriu este să răspundă necesității și nu utilitarismului. Și asta se vede și în arta noastră tradițională. Nu mai știu acum, îmi cer iertare că nu mi-aduc aminte numele autoarei, dar am reținut o metaforă așa de frumoasă. În arta tradițională românească, frumosul țâșnește din util. Așa și la acest mobilier. Practic, necesitatea înțeleasă ca o respectare a legilor universale, pentru că una dintre legile care guvernează în univers și pe care o vedem și o simțim până la nivel de atom, este necesitatea. Totul merge pe principiul energiei minime. Nimic nu este consumat în exces și asta se vede în aceste tipuri de mobilier, de exemplu ale șeicărilor, care seamănă foarte mult, care a inspirat mulți designeri moderni. Asta este foarte clar. Probabil că sunteți familiar cu mobilierul Macintosh. Cu siguranță s-a inspirat așa din această formă de artă tradițională, care este practic un omagiu adus geometriei, adus proporțiilor. Dar după aceea urmează înfrumusețarea, deci este vorba de înfrumusețarea materialului prin adăugarea de simboluri. Nu este nimic în plus. Nu este niciun decor în plus, așa cum practic și stâlpii de la acoperișul caselor tradiționale, ați văzut că sunt sculptați în formă de cal, în formă de lup, dar asta reprezintă simbolul. Deci tot timpul este acolo simbolul. Arta indiană, și la un moment dat vorbește foarte mult despre conversia artei aniconice, de exemplu, modalitățile de reprezentare ale lui Buddha, care întâi a fost reprezentat simbolic prin roată, prin copac și așa mai departe, dar după creștinism, cumva, încep și reprezentările astea antropomorfe, dar nu este vorba de o reprezentare carnală, nu este vorba despre un portret, zice Kumaraswamy, ci este vorba despre o geometrizare, despre o durabilizare, să spunem, a portretului,
se încearcă scoaterea ceea ce este organic și efemer pentru a rămâne ceea ce dăinuiește. Și asta nu este specific arte orientale, asta o găsim și în Egiptul vechi, cu egiptenii care au construit piramidele, nu ne putem imagina că n-au cunoscut perspectiva și cu toate acestea ființele sunt aduse în prim plan ca într-o icoană, tocmai pentru a da impresia de durabilitate. Nu știu, mai pot să mai vorbesc, aș putea să vorbesc foarte mult, dar cred că domnul Ghiondea poate să spună lucruri mult mai interesante. N-aș vrea chiar să povestesc toată cartea, eu mi-am conspectat-o cumva pentru că nu am putut să mă opresc. Este extraordinar de frumoasă și vă recomand cu cea mai mare căldură. Mulțumim doamnei Carpentifiriu. Excelența acestei cărți se datorează în primul rând perspectivei tradiționale, autentică și de o profunzime remarcabilă. Scrie într-un testimonial domnul profesor Teodoru Ghiondea. Corespondența consistentă cu René Guénon, pentru că René Guénon am publicat din René Guénon multe cărți în colecția Filosofia Perennis, și admirația pe care acesta din urmă și-a exprimat-o în numeroase rânduri față de scrierile lui Kumaraswamy stă mărturie pentru autentica ortodoxie tradițională a autorului. Au avut o corespondență destul de consistentă. Care este legătura lui Ananda Kumaraswamy cu René Guénon ca reprezentant al artei tradiționale? Nu mai fie să spun că acest volum conține în principiu aceleași date comparate cu domeniul filozofiei, cu ceea ce a adus la un moment dat și ceea ce a restabilit, ce a restituit Heidegger. Lucrurile nu sunt forțate, vă rog să mă credeți, așa cum Heidegger a reușit să readucă în discursul filozofic al secolului 20 pentru puțin cei care aveau ochii să vadă, cum spune Dante, printre care conceptul de metafizică, de physics și așa mai departe, le știți, e același lucru îl face Kumaraswamy. Și titlul primului capitol este decisiv. Este cheia întregii opere. Vă aduc aminte, este o întrebare. Moduri de expresie sau moduri de gândire? Cu siguranță că sunt moduri de gândire. Nu trebuie să uităm, și el știe foarte bine, că arta este o limbă. Arta este limba ritului. Aseară spuneam că o cultură fără cult nu e nimic, e un act gratuit. Cultul acesta, sigur, trebuie înțeles în datele lui esențiale, fundamentale, nu într-o formă a lui oarecare, în oricare tradiție. Reușește să restituie umanității, unei umanități europene. Și el este capabil să o facă pentru că este hindus, iarăși nu mă sfie să o spun, da? Readuce întreaga bogăție și profunzimea termenului esthesis de la vechii greci. Și înțelegem acum ce însemna și ce înseamnă și ce trebuie să însemne estetica. Esthesis este o atingere a lucrului făcut de divinitate, făcut de Dumnezeu și prin care tu comunici cu el. Ăsta este esthesis. Sigur, arta modernă, care începând de la Renaștere încoace, conține din ce în ce mai mult arbitrariu, din ce în ce mai mult rafinament, dar aș spune un rafinament steril, care nu mi asigură o comunicare cu divinitatea, nu? E greu să mai acceadă la un asemenea sens. În secolul 21 ne este greu să digerăm un asemenea concept de esthesis, așa cum îl arată Kumaraswamy. Am mai spus ceva. Poate că numai un hindus putea să redea sensul termenului de esthesis. De artă adevărat. Cuvântul artă vine de la rit. Fondul sanscrit, rit. Deci arta este o formă de expresie a ritului. Este o formă de rit. Nu este un lucru nou în Europa. Aduceți-vă aminte că piesele din antichitate, Eschil, Sofocle, Euripide, nu erau opere literare.
ceea ce au scris cei vechi acum 2200-2000 de ani nu erau simple opere literare. Nu erau rodul unei inspirații de moment particular, o inspirație individuală, ci era o participare, în sensul platonician al termenului, o participare la ceea ce este etern, la ideile eterne. Eschil și Sofocle și Euripide îi legăm nu pentru faptul, simplu fapt că așa am învățat la școală, pentru că școala are atât de multe defecte încât din punct de vedere spiritual e mai bine să nu mă refer la lucrul ăsta, ci pentru că ei reprezentau în mod evident trei aspecte diferite ale soartei omului pe pământ, ale destinului. Poate în sensul în care vorbește Heidegger, că nu degeaba l-am amintit, când se referă la poezia lui Hölderlin și în general când vorbește de poezie. Deci soarta aceasta dramatică și acest tragism al destinului, Europa l-a simțit în diferite faze. Vă aduc aminte că secolul XIX, a doua jumătate a secolului XIX, este marcată de o istorie a filosofiei pătimitoare. O filozofie psihologizată la maximum, în care apar voci care sunt niște strigăte ale unei crize spirituale și religioase profunde. Numai două nume amintesc. Nietzsche și Kierkegaard. Este un semnal. Ceea ce se întâmplă la începutul secolului 20 cu acest curent care este numit penerialist, mă rog, de filosofia perenis și tradiționalist, și nu este tradițional, că este tradițional și așa mai departe, sigur că este o încercare de recuperare. Rönege nu știe foarte bine că recuperarea aceasta nu poate fi integrală. O spune într-o scrisoare cu aceste cuvinte. Îi spune unei doamne: știu că nu se mai poate reface o intelectualitate autentică în Occident, dar șansa rămâne și aspirația trebuie să fie continuă. Retragerea lui în Egipt, sigur că spune foarte multe. Legătura între René Guénon și om și Pomaraswamy este recunoscută. Ei sunt cei trei care au redat secolului 20 și ne-au redat nouă tuturor sensuri pierdute de mult și sensul adevărat a ceea ce se numește înțelepciune și artă. S-a vorbit de Platon. Sigur că arta este un mod de rit, e un mod al ritului, o expresie a ritului. Pentru că arta înseamnă frumos și frumosul este haina adevărului, spune Platon. E limpede, prin frumos ajungi la adevăr, cum prin iubire ajungi la cunoaștere. Iubirea fiind o formă specială de cunoaștere. Nu? Și atunci, sigur că arta este altceva. Atingerea aceasta, estezisul acesta de care vorbește Pomaraswamy, este un lucru excepțional. Știm foarte bine că, din punct de vedere inițiatic, am vorbit și seriile trecute aici, nu când am prezentat alte cărți, din punct de vedere inițiatic, întâlnirile, rugăciunile în comun și așa mai departe, manifestările acestea, presupun și forme de artă, presupun muzică, presupun dans, mișcare. De ce? Pentru că toată sensibilitatea interioară, toată ambianța interioară spirituală devine permisivă la influxul ceresc, la ceea ce Dumnezeu trimite în acel moment. Sunt forme de artă, repet, ne spune foarte clar, făcând o analiză dincolo de orice închipuire, aș spune eu, prima dată când am citit textul, n-am crezut că voi găsi o analiză atât de pertinentă a lui Platon și a neoplatonismului de mai târziu, îl simți imediat, ca cea făcută de Pomaraswamy. Și asta de ce? Pentru că nu pot să despar lucrurile. De aici până aici artă, în rest e știință sau mai știu eu ce. Nu, toate sunt una singură, pentru că toate vin și duc în același loc. Vin de la Dumnezeu și trebuie să te ducă la Dumnezeu. Ăsta este sensul. Recuperarea acestui estezis de Pomaraswamy este impecabil. Pentru mine e o mare bucurie
că filozofia Perennis, colecția, dobândește cu depline drepturi și cu o perspectivă, cu un orizont care ar trebui să entuziasmeze, nu? Toată această stare a noastră de așteptare și această strădanie a noastră de a face ceea ce spune Genou și ceea ce spun și ceilalți corifei, să zicem, să le spunem, da? Fondator, ceea ce spune și Schön, ceea ce spune. Pentru asta am făcut afirmația că importanța scrierilor lui Covarasuami este cel puțin comparabilă cu cea a lui Heidegger. Nu vreau să fac acum și diferențe între cele două, pentru că vă rog să mă credeți și să mă scuzați, să mă iertați, dar Heidegger n-are și încă știm, din punct de vedere spiritual. De ce? Pentru că rămâne condamnat la filozofie. Ori filozofia, dacă nu este ce spunea Iacob Böhme, iubirea de înțelepciunea lui Dumnezeu și numai iubirea de înțelepciune depinde unde o cauți, când o cauți și cum o cauți. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnul profesor Teodoru Gândea. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi în această seară, la acest eveniment. O carte remarcabilă, Principiile Artei Tradiționale, Ananda Kumaraswamy, în colecția Filosofia Perennis a editurii Herald. Le mulțumesc și invitaților noștri, Andreea Tincea, Carmen Coțobanu Pesantes, doamna Carmen Chifiriuc, domnul profesor Teodoru Gândea. Vă așteptăm mâine la ora 12 la standul editurii Herald, la primul eveniment care deschide șirul evenimentelor de sâmbătă, dincolo de percepția obișnuită, cartea domnului Ionel Mohârță. Vă mulțumim și vă urez o seară frumoasă în continuare.